Doamnelor, domnilor, stimați invitați, stimați prieteni ai cărții, stimați vasluieni, bârlăteni, ieșeni. Puieștiu, domnul, face parte din județul Vaslui. Felix Andrea a făcut treaba acolo și este un om serios pentru care avem toată prețuirea. Este pentru prima oară când anunțăm o activitate la o oră fixă și nu începem atunci când v-am solicitat să fiți prezent. Această îngăduință este dintr-un considerent, spun eu, foarte profund. Invitatul nostru de astăzi și colaboratorul la acest eveniment este Lucian Vasiliu, reprezentantul cel mai de bază al juriului ieșene și în același timp vasluian. Dacă nu era vasluian, era la timp și dacă nu era vasluian, noi începeam fără domnia sa. Așa că îmi cer scuze pentru această mică întârziere, sper să o înțelegeți, sper să o acceptați și să fiți alături de noi, sufletește, cu gândul, cu toată ființa dumneavoastră, întrucât v-am provocat la o întâlnire într-o dragoste de Eminescu, la o întâlnire în care vorbim din suflet, cu patos, vorbim colegial și în același timp cu mândrie despre Eminescu. Probabil cei prezenți în sală știu foarte bine că o viață întreagă profesorul Teodor Codreanu și-a sacrificat-o studiindu-l pe Eminescu. A făcut acest lucru nu ca o datorie, ci ca o pasiune în începuturile acestui demers, ca după aceea să se suprapună întru totul pe acest demers frumos. Cred eu că nu poate fi ceva mai nobil în această viață să stabilești o țintă și să lupți din răsputeri pentru atingerea reperelor pe care ți le-ai stabilit. Cred eu că prin toată opera domniei sale, domnul profesor Teodor Codreanu a făcut mai mult decât și-a imaginat cineva că se poate face într-o viață de om și cu siguranță de aici încolo va merge pe aceeași linie și va scoate, probabil pentru cei interesați, pentru cât se citește din ce în ce mai puțin, va mai scoate de sub lumina chiparului și alte lucrări. Astăzi am invitat aici, spuneam, colaboratorii cei mai serioși ai Bibliotecii Județene, și anume editura Junina Iași, domnul profesor Gruia Novac, redactorul șef al revistei Bardă Literar, domnul profesor Petruș Andrei, domnul profesor și prieten statornic al meu și al bibliotecii, Teodor Praxiu. Vă rog să înțelegeți demersul nostru de a concentra absolut totul, nu din dorința de a vă expedia înapoi spre case, ci datorită tipicului pe care îl impune colaboratorul nostru la evenimentul de astăzi, domnul Lucian Vasiliu, și anume ora juninistă. De aceea, discursurile, intervențiile, luările de poziție se concentrează și nu reprezintă paranteze la paranteze. Rolul meu de gazdă se încheie aici, motiv pentru care dau cuvântul domnului Lucian Vasiliu, care din acest moment preia frâiere și să vedem cum conduce. Hristos a înviat. Vă prezentăm scuze. Am cerut 10 minute în îngăduință rectorului Titu Maiorescu, rectorul Universității Ieșene. Avea 23 de ani când Alexandru Ioan Cuza, badeanul nostru, l-a selectat dintre tinerii europeni de odinioară și l-a trimis în misiune la Iași să fondeze prima universitate. Am venit cu domnul Tudor Hatmanu, director economic al editurii Junina, e tot vasluian, tot aici de la podul înalt. Ești înalt, ești din zona podul înalt. Pe traseu Hatman și al editurii Junina, pe traseu ne-a sunat și poetul, prietenul de peste Prut din România de Est, dar senator de Vaslui, Ion Hadârcă, și a zis, ce faci, Luciane? Zic, dau otomanii, mă duc la Vaslui să-mi apăr ținutul natal prin cărți. Tu ce faci, Ioane? Zice, eu sunt în Iași să participăm la festivalul Grigore Vieru, acolo sunt și
academician Eugen Simion și academicianul Valeriu Matei, Mihai Cimboi și așa mai departe. Și atunci am făcut schimb de saluturi, vă îmbrățișează pe toți, senatorul, poetul, scriitorul Ion Hadârcă. În revista Scriptor, numărul din mai iunie, e de altfel prezent cu poet pe care l-am solicitat eu, un poem tematic, e chiar dedicat podului înalt. Veți vedea despre ce e vorba. O parte dintre noastre ați primit online revista, veți primi câteva acum. La Iași e și Festivalul Internațional al Educației, lume după lume, de pe lume. După lume, zic Valahii, frații noștri de peste Milcov. Voi fi foarte subțint, cu scuze încă o dată că am întârziat pe traseu, drumuri, telefoane, locuri de parcare. Am corect mai la timp, am păstrat legătura cu prietenul bun și profund, Gelu, cu trei de lor. El e Gelu. Există Gelu Glad și nenumărut, există Gelu Dorian Botoșan cu 2 de lă și Gelu Ginescu cu 3 de lă. El e cu 3 de lă de lângă noi. Vă mulțumesc. Am venit doar cu câteva semnale editoriale. E Teodor Codreanu, n-am avut întâlnire și la Academia Brlădeană. Suntem și rezultat al școlii Badene, cu 3 de A la Cezar Ivănescu, de aceea pronunțăm BAD, bun, e și foarte muzical. E cartea despre, mai veche, la junime, despre Basarabia. E cartea actuală, fragmente despre mine, spus de 15 ianuarie, cartea a fost lansată în Copou, în Iași, la Casa de Cultură a Municipiului Iași, care poartă numele poetului Mihai Usachi. Apoi am fost la Belgrad, acum e al treilea, să zicem, semnal editorial. Între timp am ajuns la numărul 90, Teodorie aici, cu fragmente de Iminescu, la numărul 79, și ai doamna Alina, 89. Dar uite, eu vreau să pun în valoare pe colega mea de școală, pe Lina Codreanu, 89, da? Aici e 90, Valentin Coșereanu. Lina are o carte, un roman bun, serios, așezat, în curs de apariție la editura Junii. Asta a fost paranteză, da, știi? Știi tu, domn profesor, da? E, și acum, numărul 90, aici regăsiți toată colecția imneșiană, cu primul volum dedicat unei ediții Imnescu. Constantin Cioprag a deschis seria, Mihai Drăgan a avut ideea colecției imneșiană și noi, cei care ne ocupăm astăzi de editura Junim, am ajuns la numărul 90. Îi dăruiesc special domnului profesor, prietenului Teodor Codreanu, acest număr 90. Sunt convins că va scrie despre el și poate publicăm textul chiar la Scriptor. Așadar, un prim dar. Mergem mai departe, e catalogul Junim, că profesorilor, magistrilor, învățătorilor le stă bine și cu catalog. Aici sunt cei 2 ani de editura Junim. Colecții, întâmplări, prieteni. Aseară, la Clubul Junimea Scriptor, a fost lansată cartea lui Vasile Arhire, care e tot din ținuturile noastre, despre Vasului Răducănen, Malul Turtului, Vasile Arhire, TVR Iași, TVR 3, cu emisiunea celebră Ghici, cine vine la cină, cu mari personalități. Volumul lui se deschide cu academicianul, regretatul academician, mare enolog, Valeriu Codea. A fost lansată aseară cartea, scuzați, vă rog, și săptămâna viitoare va fi Grigore Ilisei. Și atunci, cartea lui Grigore Ilisei, eu dorim domnului Teodor Traxiu, cu tot cu semn de carte, are și semn de carte domnului Ilisei. Da, mă bucur. Am încercat și noi să potrivim cumva lucrurile. Prietenul nostru puieștean, magistru, poet, prezentator de cărți, familist, om minimos, e în filiara bacoviană a unui scriitorilor. Acum vreo 3 săptămâni am lansat un roman al unui bun prieten, scriitor, dramaturg din Bacău, Viorel Savin, sau Savin, depinde cum accentăm, încât pentru doamna și domnul Petrușa Andrei, Viorel Savin, cine sunt, dar un roman foarte interesant. Ei, nu în ultimul rând, că așa s-a întâmplat, doamna
doamna Novac ne-a fost dirigintă clasa 7-a. Auzat și noi când ne salutăm într-un fel sau altul, inclusiv noi, tot doamna transmit gândurile mele de elev, doamnei dirigintă, dirigintă, de dirigenție, doamnă Elena Novac, acuș Sfinții Constantin și Elena. Elinca. Elinca. Elena e tot Elinca. Așa e. Asta e. Nu, Elinca e tot Elena. Mai bine că Vincentu și la Safo și la Veronica Mică și la... Eu cu Tilinca mea. Așa că făcut mama, Vincentu-ta. Eu povesc cu Sereteanu. Știu, când ați prieteni în publicația de revistă, Gelul Felicitări, că reapare Baadu și în formula Milescu Spătarul. Așadar, domnul profesor a reeditat, completat, sunt 100 de ani de la plecarea la domnul Titu Mărescu, spiritul critic în literatura română a rămas. Domnul profesor e un demn continuator al spiritului maureșian, încât darul nostru se numește amintiri despre Titu Mărescu, Ion Popescu, Sereteanu. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc că până aici ne-am făcut, așa, pe scurt, datoria. Cartea am prezentat-o, trei forțe culturale, vaspriene, vaspriene, de cea mai bună calitate. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Dacă va fi caz, spre final, mai scrivăm o vorbă. Domnul Tudor Hatmanu e acolo. Cărțile vor fi cu preț foarte redus. V-am zis, avantajul e că Junina de azi e ocupată de vaspriene, pârlădene, cușeni. Asta e. Să fie bine și să... Pentru că Lucian Vasiliu a amintit de revista Babu Literar, e într-adevăr o schimbare de decor. Până în urmă cu un an de zile, această publicație apărea sub tutela Consiliului Local Burlad și a Bibliotecii Stroie Prevăiescu. Întrucât a fost o pauză de 4 numere, am decis împreună cu profesorul Gruia Novac, redactorul șef al acestei publicații, să finanțăm, să nu lăsăm să moară o publicație care își căpătase deja un mic statut pe piața revistelor de profil din țară. Pentru acest moment, îl rog pe colegul Gruia Novac să aibă intervenția de rigoare, plus cuvintele legate de cartea domnului Teodor Căvreanu. Eu vă bucur, stimați prieteni, să stimați oaspeți, că am prilejul să vă informez și pe dumneavoastră că revista Baadu Literar a ajuns iată în cel de-al 11-lea an al existenței sale, reapare. A reapărut, la Bârlad nu s-a mai putut, la Vaslui, după cum se vede, se poate. Baadu Literar serie nouă, numărul 1-2, pentru că e un număr dublu, dorind să acoperim perioada foarte lungă de neapariție, 4 numere, spunea Gelu Voicu Bichinez, ceea ce înseamnă un an de zile mult, mi se pare mie, ca un hiatus nedorit, pur și simplu, reapare această revistă. Cu nume de colaboratori de valoare, cu un conținut care o să mulțumească chiar și nasurile mai fine de cititori din cele două mari orașe ale acestui județ. Nu vreau decât... Viața noastră publicată în perioada... Nu vreau să vă anunț deocamdată decât câteva nume de colaboratori din țară, în afara celor din județul nostru. Iată, Elisabeta Isanos, din București. Pentru cei care nu știu, scriitoarea și traducătoarea Elisabeta Isanos este fiica Martei Isanos și a lui Eusebiu Camilar. O doamnă în vârstă, o doamnă cu care nu m-am văzut niciodată, dar cu care m-am ascultat și ne-am ascultat la telefon de zeci de ori. Liviu Ioan Stoiciu, cunoscutul poet, cunoscutul eseist, cunoscutul documentarist din țară, prietenul nostru al tuturor. Mircea Coloșencu de la București nu mai are nevoie de nici fel de prezentare. Mai amintesc pe Petre Isachi de la Bacovia, Orel Sabin, iată despre care s-a vorbit ceva mai devreme cu ultimul său roman, Cine sunt, pe care l-am acasă chiar de la domnia sa și pe care l-am citit. Îl avertizez pe domnul Petruș Andrei, care a primit acest cadou, că este un roman absolutamente deosebit.
dar deosebit din toate punctele de vedere ale exigenței noastre ca cercetători și ca iubitori de literatură bună. Iată pe scriitorul Marian Bardu de la Craiova, doctorat tot din Craiova, Alexandru Jurcan de la Cluj, Daniel Corbu din Iași, Vasile Filip din Iași, Mircea Radu Iacoban de la Iași. Unii dintre aceștia au răspuns și unei anchete despre viața scriitoricească din România, atât cât ne-am început noi să facem acest joc pentru a contribui la realizarea concordiei care este așteptată de câteva milenii între scriitorii lumii. Poate că de acum încolo se va împlini. Ștefan Amariții tot de la Iași, Dumitru Vacariu, așa. Apoi, iată, Ion Popescu Seretean, Lucia Olaru Nenate de la Botoșani, unii dintre noastre o știu, filolog de anvergură. Iată-l pe Teodor Codreanu. Teodor Codreanu, în această serie nouă, are deja la noi în revistă, cu acceptul domniei sale, o rubrică permanentă care se intitulează Eminescu mereu. De acum încolo, în fiecare număr, îl veți găsi pe Teodor Codreanu vorbind altfel, dar în aceeași manieră, despre Eminescu. Numărul următor va apărea în luna august, numărul 3. Într-un fel de încheiere, noi mai avem o rubrică care întâmplător o observație noastră acum, care se cheamă dintre sute de reviste, și de data aceasta, dintre sutele de reviste, am ales revista Scriitor, după cum vedeți, nu este publicitate, ci este evidențierea valorii unei publicații care aș intra deja în mentalul conștient al tuturor celor care iubesc publicistica de calitate din România. Și ca încheierea aceea de care vă avertizam eu pe dumneavoastră, vreau să spun că în perioada aceea neagră de un an, în care revista Bardu Literar nu a apărut, ea totuși și-a făcut cumva cunoscută prezența prin niște ițieli de după niște perdele, ca să se știe că cel puțin spiritul ei nu a murit. Noi am găsit o înțelegere extraordinară la o altă revistă din Brâlad, coordonată de președintele, și să nu zâmbiți, de președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarului Elena Cuza din Brâlad. O instituție care, stimați prieteni, și iarăși vă rog să nu zâmbiți pentru ceea ce vă voi spune, la Brâlad am spus-o, se știe, se cunoaște părerea mea, această casă de ajutor reciproc, care are scopurile ei și fundamentale și practice, fără să-și depășească din atribuțiile ei, a intrat în zona spiritului, pentru că membrii acestei case de ajutor reciproc nu au numai nevoi materiale, ci dintre cele spirituale. Așa că acolo există o revistă care se cheamă Viața Noastră, care nu este numai de informare documentaristică, ci a devenit un fel de revistă de cultură la nivelul orașului, pentru că CRP-ul este una din instituțiile, dacă nu printre cele două sau trei, poate e prima instituție de cultură de amatori a orașului Brâlad. Această casă este coordonată de magistratul pensionar Nicolae Mihai. Vă rog să-l aplaudați, pentru că domnul Nicolae Mihai este aici de față, pentru că eu, Gruia Novac, și el tasă în lipsa de modestie, am venit cu o delegație astăzi, din care face parte domnul președinte Nicolae Mihai. Doamna Claudia Comănescu, aici de față, care se ocupă de problema banilor, și doamna Ingrid Cosma, care iarăși este una din cei care au susținut acest lucru, pentru că în ultimele patru numere
în afara ultimului apărut după mult în urmă ale revistei Viața Noastră, în jur de 30-35 de pagini erau oferite băiatului literar care a publicat așa numitele de mine rămășițe din portofoliul articolelor revistei. Va să zic că revista Băiatul Literar, timp de un an de zile, a trăit prin introducerea ei la căldura hainelor revistei Viața Noastră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnelor, mulțumesc, casă, dar s-o reciproc, și mulțumesc și dumneavoastră că n-ați râs spunându-vă lucrul acesta, pentru că cei care cunosc revista Viața Noastră nu veți spune că este a unei case de ajutor a pensionarilor din Bârlad. O revistă de calitate. Nu că scriu și eu pe acolo. Nu din pricina asta, dar poate și din acest motiv. Mulțumesc tuturor celor care mă sprijină. În primul rând, să știți că nu sunt de la care să pup unde nu trebuie niciodată, dar lucrurile care trebuie să le spui pe nume. Îi mulțumesc domnului Buzatu, dacă știți cine este domnul Buzatu, care ne-a ajutat. Mulțumesc domnului Ceru Voicu Bichinescu, nici nu știu cui să mai mulțumesc. M-a girat cu încrederea domniei sale, spunându-mi gruiuțule, boierule, coane, cum îmi spunea la telefon, și tare mult îmi place când se adresează așa, facem un lucru de calitate. Iată-l. Ăsta este lucru de calitate. Cu colaborări de la bibliotecă, cu colaborări din Maslui, cu colaborări din județ, cu colaborări din țară, pentru că așa cum în revista Argeș, nu cu mult timp în urmă, Liviu Ioan Stolciu scria, revista Băiatul Literar, fără să fie sub tutela Uniunii Scriitorilor din România, este o revistă locală de interes național. Mulțumesc că m-ați ascultat, mulțumesc lui Liviu Stolciu, mulțumesc lui Lucian Vasiliu pentru sprijinul moral și spiritual permanent pe care mi-l oferă. Mulțumesc Geru Voicu Bichineț. Să rămână Voicule. Să rămână și dumneavoastră. Dăm cuvântul lui Petrus Andrei, cel care i-a fost la rând foarte aproape domnului Teodor Codreanu și împreună au discutat vrute și nevrute pe marginea operei lui Eminescu, pe marginea literaturii vrute mai mult. Mai mult vrute! Domnul Petrus Andrei. Descanse nevrute. Simați prieteni ai literaturii române contemporane, ai masurilor cultural. Mă bucur să vă reîntâlnesc, să reîntâlnesc prieteni dragi, luptând sub steagul culturii. Eseul pe care l-am scris, de care nu o să vă citesc, fragmente despre Eminescu, am intitulat Vitralii într-un lăcaș de cult și de cultură. Dar mai înainte de asta, vreau să vă citesc, un citat, să vă dau din, de pe internet, o doamnă, nu, am greșit spunând doamnă, o profesoară, iar am greșit. Cineva, Cristina Tunegaru, spune așa, subsemnata, se cheamă autodenunț și spune așa, subsemnata profesoară de română, declar că nu respect în mod premeditat programa școlară de limba română, asemenea un element dușmănos, nu citesc cu elevii mei poeziile de Eminescu, repet, poeziile de Eminescu, amintirile lui Creangă, baladele populare, pastelurile de 150 de ani, novelele lui Slavici, și ca să întreagă Busuiocul, declar de asemenea că, în schimb, citesc cu elevii mei poezii frumoase de Magda Isanos, sau Tudor Angheze, texte de literatură universală, ca Micul Prinț sau Cartea Junglei. Acum facem un exercițiu de imaginație și am imaginație, vă rog, mă credeți, ne închipuim o profesoară de limba și literatură engleză din Londra, care refuză să citească Shakespeare cu elevii, conform programei, și citește, de pildă, poezie patriotică de Mihai Gălățeanu. De genul, ia uzea, fă țara mea, Japiță și Jagardea. Să ne închipuim că se întâmplă așa ceva.
Așa ceva se întâmplă pe Dâmbovița, apropo de ce spunea poetul Lucian Vasiliu, unde românii e deștepți. Vorba lui Camil Petrescu. Sigur că nu ne că Marta e poeta sensibilă, talentată, Marta Alexandru, care are poezii frumoase, aghezii la fel. Dar poezii lui Eminescu să refuze să le citească. Se pot citi. Cunosc un caz, vorbesc despre un caz real, un modest profesor la un liceu și mai modest, unde exista un cenaclu visătorii, o revistă visătorii, în fiecare număr dedicat unei personalități, poetul Lucian Vasiliu, de pildă, sau compozitorul Gheorghe Cucu, sau scriitorul Alexandru Plăguță, așa, o revistă apreciată de ilustrul meu magistru, academicianul Constantin Ciobraga, după cum îmi spuneam într-o scrisoare pe care am și publicat-o într-un volum, Lecturi Empatice. De aceea sunt necesare cărțile eminescologului Teodor Codreanu, pentru ca unii, după Dâmbovița, să-și ia pastilele la timp, zic eu, și să nu rătăcească în literatura și cultura română. Noi facem mărturisire că numai cărțile lui Emil Cioran m-au inspirat, am avut revelații, așa cum se întâmplă și cu cărțile eminescologului Teodor Codreanu, și mă gândesc să afirm, îl consider liderul generației mele. Citesc numere în labirint și acolo formarea unei personalități, care este domnia sa, de fapt înseamnă formarea personalității unei întregi generații. Multe din cărțile despre care face vorbire au fost și plăcerile mele din adolescență și din anii studenției și de acum. Am venit și cu un argument. Dacă aș strânge poeziile inspirate de Teodor Codreanu, eu cred că aș face o plachetă. De altfel, în unele volume și menționez... Sunt muza ta? Ceea ce spuneți. Asta se coagă. Muza mea, jumătatea mea mai bună, este în sală și... Să, mi s-a spus să fim scurți, nu că citesc poezia inspirată recent, în cartea Fragmente despre Eminescu, la un moment dat vorbește despre setea lui Eminescu de forme perfecte. Și unele, tema aceasta, am și eu câteva, dezbat în câteva poezii, și poezia scrisă chiar despre această setea a creatorului de perfecțiune, pe care o atinge sau nu. Așa încât felicit pe directorul editorii Junimea, poetul Lucian Vasiliu, pentru acest act de cultură, felicit pe eminescologul Teodor Codreanu și îl asigur că anamnezele le voi citi și cu mai mare plăcere, pentru că în 1989, când eram în clasa 7-a, aveam 13 ani, când am dat 6 ani la școală, am luat premiul pe țară și o săptămână am stat în București. Ne plimba pe lacul Ierăstrău cu barca, mâncam la restaurantul Pescăruș și ne-am dus undeva la Moș, unde erau niște oglinzi, una te arăta gras mic, alta te arăta slab și înalt, și de asta spun că vedem realitatea după oglinda sufletului nostru. Din păcate, unii au o privire tare, tare deformată. Și să încercăm să le corectăm vederea. Vă mulțumesc tare mult! Observat, deși a fost dat la școală de la 6 ani, are cei 7 ani de acasă, a înțeles mesajul nostru să ne încadrăm într-o oră, a fost extraordinar de scurt, a repetat ceva despre scrisoarea academicianului Cepraga, noi deja știm, ne-am mai povestit, dar îl mai așteptăm și cu altă ocazie să ne mai spună despre acest lucru, că nu ne deranjează. Domnul profesor, dacă cumva nu știe sau a uitat, că profesoara despre care a făcut vorbire la început e originară din Huș, județul Vaslui.
De dincolo de Milcov, dar de acum cetățean al Moldovei, al Vaslui, domnul profesor Teodor Praxiu. Eu am crezut că voi veni aici la lansarea cărții lui Tudor Codreanu. Prima observație, a constatat astăzi că dați în Olteni și Muntei. Spiritul oltenesc este indescriptibil și fizicilens, ca și în sine, că nu se știe ce mi se poate întâmpla. Profesora Cristina Tunegaru a fost dat afară din învățământ. Cel mai firesc gest pe care l-a comis ministerul, era la București acolo, și nu știu dacă originară din aici. Doar atâta să vă spun că un profesor român care refuză premeditat, cum spune autoarea, să predea conform programului, nu are ce căuta în învățământ. Ea poate să facă oricând un cenaclu în școală, un cerc de lectură, un club de dezbateri, care să discute orice autor român sau universal. Dar programa este Biblia profesorului, vorbesc dogmatic. Acum, îi spun. Ca atare își merită de schimb această fată care are simpatii USR. Ora juministă este de 50 de minute. Mai spre, nu știu dacă ne vom încadra în acest interval de 50 de minute. Protocolul juministă extrem de riguros, după cum știți. Vorbitorul nu avea voie să depășească 50 de minute, nu avea voie să fie văzut de auditoriu când intră și la secundă trebuia să părăsească scena. Asta e vorba de ora prelecțiunilor junimiste. Aici e ora editorială junimistă, iar Teodor Codreanu e o invitație la Enciclopedia Culturii Naționale. Așadar, și Transilvania, și România de Est, și Valahia. Să ne ferim de considerații regionale. Nu ieșim în... Nu intrăm prea să ne întoarcem la oile noastre. Oile noastre se cheamă Fragmente despre Eminescu, o carte importantă a lui Teodor Codreanu. Eu am aici un expozeu larg, încerc să mă concentrez acest expozeu. Dar să-l publicăm în revistă. Înainte de toate, trebuie să facem observația că dacă un cititor neprevenit citește această carte, înțelege multe, dar nu poate înțelege în totalitate pe Teodor Codreanu decât dacă a citit celelalte 10-11 volume dedicate lui Eminescu. Practic, bibliografia critică Teodor Codreanu, dedicată lui Eminescu, sumează un număr atât de important de volume, încât acestea sunt suficiente să consacre un destin critic. Dar Teodor Codreanu mai atestă ceva din această carte și celelalte. Este vorba de organicitatea operei lui și de organicitatea unui demers critic. Cine a citit celelalte cărți, va înțelege foarte bine pe Fragmente despre Eminescu. De fapt, ce este această carte? Este un fel de colecție splendidă de reflexii, de meditații, de aforisme în marginea personalității poetului. Cum a gândit cartea Teodor Codreanu? A gândit-o poliedric. Altfel spus, pornind la Eminescu, prin cercuri concentrice largi, cercuri dialectice, a ajuns la a defini o personalitate emblematică. De altfel, undeva, Teodor Codreanu spune, fără niciun fel de dubiu, are un aforism foarte bun aici, îl voi găsi imediat, cheia vizionalismului eminescian este arheul. De altfel, Eminescu este steaua polară a lui Teodor Codreanu. Și Teodor Codreanu n-a făcut altceva decât să respecte un precept călineștian. Nu există critic important în spațiul cultural românesc care nu și-a încercat puterile cu Eminescu. Călineștiul are dreptate și îl confirmă. Teodor Codreanu a debutat, cum știți unii dintre dumneavoastră, în 1984, cu Eminescu, Dialectica stilului. Așa se cheamă această carte, care a fost comentată în fel și chip la data respectivă. Ea a fost apreciată de trei cărturari de elită, și anume Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Edgar Papu și George Munteanu.
George Munteanu merge la un moment dat cu o aserțiune curajoasă și socotește, pe bună dreptate poate, că demersul lui Todor Codreanu din Dialectica Stilului reprezintă practic al treilea moment important al mestologiei. Primul a fost Titu Mădărescu, invocat aici pe bună dreptate de domnul Lucian Vasiliu. Al doilea este momentul Mădărescu și Todor Codreanu în 1984 deschidea într-un fel calea emilescologiei după un nou paradigma. Sigur că acestui demers a lătrat și alții. Numai că această carte dialectică a stilului n-a fost primită cu entuziasm de toată lumea. Ați amintit aici, domnul Vasiliu, de reputatul și regretatul emilescologul Mihai Dărădan. Eu nu împărtășesc 100% opinia din cartea lui Todor Codreanu, la Mihai Dărădan, că n-am cunoscut destul de bine, un emilescolog riguros, un om atașat textului, un om atașat bibliografiei mileșiene, care nu risca. Însă nu i-a plăcut dialectica stilului, a socotit o carte fantezistă, o carte care forțează puțin nota documentelor, nota surselor, semnificația surselor bibliografice, și mai cu seamă n-a putut gusta această corelație paradoxală și foarte curajoasă de la Todor Codreanu între Eminescu și Einstein, între Eminescu și fizica atomistă a secolului 20. Dar Todor Codreanu nu comită o eroare elementară, nu putea să comită un bărbat inteligent cu asemenea eroare impardonabilă să confunde planurile. Evident că Eminescu este omul intuițiilor poetice, genial. Evident că Einstein este un fizician genial. Dar undeva într-un spațiu ideal, cele două domenii se întâlnesc așa cum Ion Barbu vedea o întâlnire simbolică, ideală, între poezie și geometrie. Todor Codreanu este, spune la un moment dat paradoxal că a avut această șansă și poate și neșansa de a înțelege cu Eminescu, l-a traversat în lung și în lat, de-a lungul întregii opere. Și este o competență indiscutabilă. Todor Codreanu a cercetat toată opera poetică, toată opera în proză, a cercetat publicistica, a publicat articole sagace despre publicistică, a comentat edițiile Eminescu, pornind pe urmele unui mare editolog, care este Nae Nicolae Georgescu. S-a ocupat inclusiv de un detaliu care ține de onomastica românească și de factura, adică de Mafalda a criticilor români, dacă trebuie să spune Mihai Eminescu sau Mihail Eminescu. Eminescu și Basarabie, Eminescu și contemporanii săi. A dedicat o carte întreagă unei singure zile din viața lui Eminescu, ziua fatidică de 28 iunie 1883. În cărțile domniei sale sunt zeci de pagini dedicate acestei zile fatale din existența poetului. A cercetat bolile lui Eminescu, sală se află și doctorul Valeriu Lupu, o competență materiale de boli eminescene, una din cărțile domniei sale a trecut în revistă. Nu numai problematica bolilor eminescene, ci și a trecut în revistă toți specialiștii medici care s-au ocupat într-un fel sau altul de bolile eminescene. Un colectiv de academicieni și de medici reputați de România anilor trecuți, în frunte cu Eugen Simion, au, zic eu, că au decriptat problema aceasta. Nimeni nu neagă PMD, sinistrul PMD, psihoza maniaco-depresivă a poetului. Sunt multe controverse în privința sifilisului. Maestrul Todor Codreanu, nu pot permite să spun așa, a evaluat, a trecut în revistă istoria detractorilor eminescieni, începând cu canonicul Roma de la Plaj, până la, să zicem, Gloria Roma Patapievici, T.O. Bobe și figurile celebre de la Tibema în 1998. Todor Codreanu
a s-a ocupat de destinul civil al poetului și a vorbit de nici mai mult și mai puțin decât asasinarea fizică și morală a poetului național. Și îl culpabilizează la un moment dat pe Ghidiu Maiorescu cu mențiunea că Tudorcodreanu ia ulterior și-a nuanțat această poziție politică, recunoscând indiscutabil marile merite ale mentorului juridist în destinul Emineșian. Eminescu, Tudorcodreanu s-a urmărit această relație pe care a avut-o și Călinescu în vedere, relația aceasta complexă dintre Titu Maiorescu și Eminescu. A lansat unor ipoteze șocante Tudorcodreanu și s-ar putea ca viitorul să-l confirme pe dânsul și nu pe mine, care sunt mai sceptic, și anume Eminescu ar fi lăsat după bolnăvirea din 1983, bolnăvire fatală până la urmă, un caiet cu poezii. Tudorcodreanu consideră și astăzi cu legitimitate pe care o dă calitatea de minescolog, care exista un asemenea caiet cu poezii pe care poetul le-a elaborat pe intervalul 1883-1889. Rămâne ca timpul să-l confirme. Surprizele nu sunt excluse. Gândiți-vă la colecția de scrisori, cele 93 de epistole, Eminescu de Olica Micle. Nimeni nu se mai aștepta și istoria literară ne-a oferit destul de surprinze. Am avut recent o dispută la Brăgrad pe tema aceasta. Șolopov, domnul liniștit, celebrului roman, n-a fost scris de Șolopov. Eu am citit acum câțiva ani în studiu sovietic rusesc manuscrisul romanului domnul liniștit, Tihi Don, a fost descoperit în Statele Unite cu semnătura holografă a lui Miguel Șolopov. Am închis această paranteză. Deci eu dau credit moral de acord cu Tudorcodreanu, e posibil, într-o bună zi, să detectăm un caiet Eminescu. Vă dați seama ce revelație ar fi, ce bucurie pe Tudorcodreanu să cerceteze un asemenea caiet. Eminescu, Tudorcodreanu se ocupă de toate fațetele personalității poetului, gânditorul politic, gânditorul social, justițiarul, care s-au produs atâtea nedreptăți. Tudorcodreanu evocă în studiile lui critice și criticii străini, Rodrigoza del Conte, care s-au avut Guillermo, care s-au ocupat de creația emineștiană. O carte splendidă este Eminescu Incorect Politic, am avut plăcerea să o comentez aici și să scriu un articol despre ea. Revenind la cartea noastră, cartea noastră a apărut la editura Junina, 288 de pagini are și sunt însemnări de o acoladă temporală destul de largă, 1964, când scriitorul avea 19 ani, până în 2005. S-a oprit în 2005, semn că e posibil să există un al doilea volum, fragmente despre Eminescu, 2005, 2017 sau 2018. Mă bucur că se află printre noi poetul Lucian Vasiliu, directorul editurii Junina. Domnule Vasiliu, vreau să spun cu toată sinceritatea, am paranteză mică. Editura Junina a avut o evoluție extrem de sinuoasă după Revoluție, din păcate. A fost o vreme când editura Junina a publicat cărți blamabile sub aspect tematic, cu greșeli de ortografie impardonabile, nu dau nume, dar pot să dau nume, și dacă domnul Vasiliu este în fruntea acestei edituri, sunt convins că va crește exigența, fiindcă editurile românești actuale, nu, domnule, corector intern. Corectura internă era o instituție în epoca totalitară. Nu la o epoca, vă spun un adevăr indiscutabil. Corectura internă se coaliza, se coordona, se comasa corectura cu autorul însuși. Sunt impardonabile greșeli care apar în cărți. Și mă bucur că este în frunte un om exigent, cum îl știu pe poetul Lucian Vasiliu. Cartea aceasta este o carte riguros editată și este, din acest punct de vedere, aproape un model. Dacă vreți un model editorial, căutați o greșeală de tipar în cărțile de la editura Cartea Rusă, cu mari clasici ruși.
Nu veți găsi o literă lipsă acolo. Dom'le, pe tipar în alt clasic. Nu știu ce lectură aveau ăștia de editura, cartea rusă, care a apărut și apoi a dispărut, că avea o lectură impecabilă. Revenim la cartea noastră. Teodor Codreanu ne împărtășește gândurile lui despre Eminescu. Cartea poate fi citită pe două, trei paliere de lectură, poate fi dat parcursă. Un prim palier, Teodor Codreanu în relație cu Eminescu și în corelație cu toată scriitorimea națională și universală. Că Teodor Codreanu este un spirit asociativ puternic, aș spune eu, unul din marile spirite asociative, care nu se mulțumește cu literaturii, ci face întotdeauna incursiuni în zonele conexe, adică în sociologie, în politologie, în religie, în filozofie, mai cu seamă. Este un cititor de filozofie. Și aceste însemnări, care par disparate, ele sunt unite de un gând al autorului. Există formulări aforistice de foarte bună calitate în această carte. Iată, elevul Teodor Codreanu, la 19 ani, țineți cum, a fost un copil precoce. Era nemulțumit de portretul care îl face Maiorescu lui Eminescu. Dacă ne uităm bine în opera lui Maiorescu, are două portrete. Unul direcția în 1872 și în Eminescu și poeziile 1889. Dom'le, dar sunt portrete senzaționale. Dar ceea ce e senzațional este că Teodor Codreanu, la 18 ani, nu-i mulțumit de paradigma maiorescuiană aplicată poetului. E un spirit foarte exigent la 19 ani. Are obiecție la George Călinescu. George Călinescu n-a înțeles boala lui Eminescu, sau bolile lui Eminescu. Eu aici vreau să-l scuz pe George Călinescu, nu vreau să fiu avocatul lui al diavolului, spunând că George Călinescu a aplicat o paradigmă critică legătură cu bolile pe două dimensiuni. Unu, atâta era bibliografia cititoare la bolile lui Eminescu în 1932, când apare celebrul lui Mihai Eminescu. Doi, așa vedea Călinescu lucrurile. De altfel, el nu e un medic. El nu e un specialist în boli. De aceea a trecut destul de repede peste bolile eminesciene. Și Călinescu și Teodor Codreanu are, într-un fel, legitimitatea de a aduce această obiecție. Dar e și timpul respectiv. Pentru Tito Maiorescu, pentru Teodor Codreanu, Eminescu și Caragiale, are dedicat două cărțile pentru cei doi autori, sunt Nordul și Sudul. Dar nu Nordul și Sudul ca poli magnetici, ca orientare geografică, ci sunt Nordul și Sudul unei complementarități spirituale care înseamnă spiritul național. Judecă aspru, pe bună dreptate, romanul, proza romanțioasă, de fapt o biografie romanțată lui Cezar Petrescu, cu toții știm care este problema. E pus la punct Ion Negoițescu, e pus la punct Nicolae Manolescu. Teodor Codreanu, cu argumente, trage de refer mari critici. Manolescu este un mare critic. Nicolae Ion Negoițescu, un mare critic. Numai că poate că Teodor Codreanu are de dreptate, că nu exaltă costumele din celebrul eseu al lui Ion Negoițescu, poezia lui Eminescu. În această carte, pe alt palier de lectură, aflăm care este mica odisee a cărților, a începuturilor literare al lui Teodor Codreanu. Fiindcă el a intrat greu în literatură, ca toată lumea, înainte de Revoluție. Se erau 17 edituri de stat. Și atât. Asta scrie toată lumea în nevălmășie, numai și s-au văzut criteriile. Reacțiile ieșenilor la cartea dialectică a strămului, care le-a respins manuscrisul, mai că avea lucrurile desfrașale lui Dergen cu citarul. Domnul Codreanu este mai pudic și zice V.C. Noi știm cine este V.C. Este Dergen cu citarul. Un autor important al epocii. Era redactor șef al la Cronica în vremea lui directoratului lui Andy Andrieș. Deputatul Andy Andrieș. E subit, poate că Teodor Codreanu e ușor subiectiv, dar este exact asta pățit cu cărțile lui, ce-a pățit cu cartea apoi la București, cu Maica Verducurile doamnei Gabriela Vilbisianu, Naitin, și ale doamnei Elena Tacciu, sau Tacciu, așa de citită. Totul citim și este delectabil citind această carte. De altfel, unele din
din servituțile Codranu Matrei de Lebut, literar, se găsește numele Mabelii pe cele patru volume. Apoi destinul Varvarienilor, un roman important, premiat de editura Junimea, în vechea ei alcătuire, care este mai respins. I se cere amputarea romanului și la atunci Cetorul Codranu vă da seama ce operațiune procustiană să face un roman de 400 de pagini, 150. Practic ai sacrificat cartea. Practic. A făcut-o Cetorul Codranu, de aceea a publicat romanul. Autorul urmărește și ecor scriitilor lui. Ne povestește cum s-a întâlnit cu Ioana M. Petrescu la Cluj, la Olimpiada de Literatură, cu care avusese o dispută, o controversă literară pe care a comentat-o ulterior, cu tesorul înțeles, până la urmă s-au înțeles, i-a oferit deșteaptă și Codranu însuși apreciază modelele cosmologice ale lui Ioana M. Petrescu, după cum și Ioana M. Petrescu a admis că are în față un critic important. Despre Mihai Drăgan spune așa, o verbă crispată, virusată de dogmatism. E o foarte bună asociere de termeni. Codranu are proprietatea termenilor. Dom'le, o verbă, o verbă crispată. Drăgan nu era chiar atât de crispat, dar poate că a fost crispat în legătură cu cartea aceasta. Eu, la un seminar cu Mihai Codranu, cu Mihai Drăgan, i-am amintit de cartea lui Petru Mihai Gorcea, Eminescu, Strada din Oglinda Visului, o analiză a Luceafărului. S-a crispat. Teodor Codranu are dreptate. Mihai Drăgan s-a crispat când am adus în discuție cartea lui Petru Mihai Gorcea, care analizează Luceafăr, o carte întreagă, din perspectiva arhetipală. E bine, Teodor Codranu poate are diagnostic exact, dar în sufletul are loc și Mihai Drăgan, care este un nume important al Iașiului contemporan, după ce am murit, l-am căutat, am murit în 93, la 56 de ani, doar vârstă fatidică pentru bărbați, l-am căutat în cimitirul din Tătăraș și apoi înmormântat, cu soția mea o jumătate de zi, nu l-am găsit cimitirul, l-am sunat familia acasă, și ginerea lui Mihai Drăgan. Ginerea, s-a un ginerea. Ne-a lămurit că lângă un lucru. Ne ducem acolo consternați. O cruce de lemn, care se ia modest, în care legam, 1937-1993. Apoi, Universitatea știu că a făcut o cruce mai decentă. Deci, domnul Codranu, vă propun să ne împăcăm cu cei trecuți, cu cei duși dincolo, inclusiv cu Mihai Drăgan. Da, dar m-am împăcat în 1993. Mă bucur. Am fost Olimpiada aici la Vaslui, dacă mai țineți minte. Da. Ei bine, nu spune asta că te-ai împăcat. Da. Spune, dar trebuie să mai citești o dată. Atunci am lansat eu aici, la cadrul Olimpiadei, cea de-a doua carte a mea despre Eminescu, modelul ontologic eminescian. Și ne-am împăcat. Mă bucur. I-am dat-o cu autograful cartea. Mă bucur, uite. Eu sunt dornic să ne împăcăm cu trecutul nostru și cu foștii mei. Eu am căzut la mijloc atunci, dacă se înțelege de acolo. Între doi adversari neîmpăcați. Ioan Constantinescu și Mihai Drăgan. Doi universitari distinși ai Universității Ieșeni. E paradoxal, eu eram de multe ori înspre Mihai Drăgan cu viziunea. Dar Ioan Constantinescu s-a apucat și m-a lăudat în Ceafărul. Imprudență panșorului. Așa, pentru un articol despre Eminescu. Celălalt s-a supărat groaznic. Am devenit... Eu m-am bucurat la domnul Lucian Vasiliu, a amintit de Mihai Drăgan, inițiatorul colecției Mineștiului. Adevărul istoric trebuie respectat. Și a trebuit să arătul la președice repede, la 62 de ani doar. Ne povestește George Codranu despre vizita la Edgar Papu cu regretatul Ion Alexandru Aiuș și cu publicistul de la vremea nouă, Vasile Iancu, în 1983. Da. Iată un aforism, cel de concentrare maximă la Codranu. Sadoveanu interbelic, un Eminescu trecut picrantă. Sunt convins că are dreptate. Adrian Păunescu la Cuș este văzut într-o secvență care este epoca de explozia decibelilor, cu cucenacul flaterat. Nu insist pe alte detalii, consemnează și decesul lui Noica, cu tinerea cu Mihai Cimpuri la București.
după 1989, deruta intelectualității române, termenul corect este acesta, deruta intelectualității române, care s-a devenit justițiară și dintr-o dată s-a născut o falie între intelectualii, așa zis, disidenți, rezistenți, și intelectualii care au rezistat prin cultură și care și-au conservat opera și personalitatea în epoca totalitară. Această falie încă nu este plină nici acum. Vorbește de dilema, de celelalte probleme, nu mai insist, vreau să vă dau câteva concluzii. Teodorodreanu este un critic și un istoric literar foarte important. Teodorodreanu are un orizont cultural larg. Teodorodreanu n-a ieșit și nu va ieși niciodată din cultul întruimenesc. Este steaua de pe steaua polară a spiritului lui Teodorodreanu. Vă spuneam că are referințe culturale bogate peste tot, toate cărțile lui. De exemplu, la teza de doctorat dedicată lui Bacovia, Teodorodreanu apelează la informații din chimie, la cromatică și la substanțele chimice, făcând documentare specială, pentru că altfel nu poți înțelege cromatica bacoviană, pe bună dreptate. Pornind de la Eminescu și de la arheul eminescian, Teodorodreanu ne convinge că fapt, ne propune un excurs în toată cultura și literatura română, cu toate celelalte cărți. Teodorodreanu, deși este un spirit rezervat și aproape auster, poate fi ironic, poate fi sarcastic, poate fi amuziv, poate fi insinuant, poate fi amuzat și amuzant uneori, cum mai rar, este iritat, adesea e consternat de moravurile și de machiavelurile vieții noastre literare. Citiți, de exemplu, apropo de sarcasm, examenul pe care l-a susținut cu Maria Frunză, legendara Maria Frunză, eu nu am avut această neșansă, două examene cu ea, la Universitatea din Iași, la Marii Clasici, și ce-a pățit autorul cu Eminescu și cu învățământul românesc al epocii. Teodorodreanu a fost de altfel o fire insurgentă și așa a rămas. Dar își pune frâne, voidiene, își pune mereu frâne ca să nu fie un insurgent care cade în cealaltă extremă ca precum Cristina Tunegaru, un nume sinistru pentru învățământul românesc, după opinia mea, de simplu profesor. Aș zice că Teodorodreanu, printre contemporane, este unul singurat. El este alergătorul de cursă lungă. El alergătorul de cursă lungă fuge singur. Există și un film celebru cu această temă, cu un actor englez foarte bun. Alergătorul de cursă lungă nu poate fi decât singur. El nu are nici rival, nici adversari, nici competitori alături, el fuge singur. Așa fuge și Teodorodreanu în peisajul literar județean, fiindcă e cam singur, se recunoaște. Noi ceilalți nu poate, nu ne ținem pasul cu Teodorodreanu. Dacă vezi un nume important, un nume în mintea mea, fiindcă tot se vorbește de ierarhii județene, este aici domnul profesor Dumitru Marin și poate să ne corecteze. În mintea mea, și am spus-o domnului profesor Marin și în scris, sunt doi scriitori de talie națională județul Vaslui, în momentul de față. Este Cristian Simionescu de la Brălat și Teodorodreanu la Cluj. Domnul Lucian Vasilu aparține spiritualității eșene, chiar dacă s-a născut aici. Dânsul este pe alt palier. Ca tare, felicit pe Teodorodreanu pentru această carte incitantă și îmi fac, este inexplicabil cum mi-a scăpat acest detaliu, mă bucur aflând acum că s-a împăcat cu Mihai Tărgan, înainte de acesta să se stingă. Vreau să repet acest îndemn și rudele le spun la toate. Împăcați-vă cu trecutul, împăcați-vă cu rudele voastre, că nu mai aveți mult timp. Mulțumim, domnului Praxiu. Am înțeles aluzia domnului Petruș Andrei, că a venit tocmai de la Brălat și am ciunțit discursul, iar pentru Vaslui am făcut o favoare, lăsându-i posibilitatea domnului Praxiu să vorbească mai mult decât domnia sa. Înțelegem că a avut rolul de a apăra țara de dincolo de Mircov și din același motiv cu patru intelectuali valoroși intranții de un guvern la Brălat, am avut o dispută zilele trecute pe temă. Care e prima problemă a Brălatului astăzi? Și ce mi-au spus? Și oameni din poliție, cu funcții importante, au spus așa. Problema numărul unu a Brălatului este că n-a fost județ în 68.
Este adevărat? Nu e adevărat. Duhul tirasă. Nu e adevărat. Așa ați înțeles dumneavoastră. Bun. Așa au spus până la urmă. Așa a spus domnul Vasile Chelaș. Da. Imediat. Problema numărul 1 aceasta a fost, este la bărbatul. Da. Eu v-ați regiune. Cel mai bine simți cursul sălii atunci când stăm la catedră, așa ne spunea profesorul Voideanu, când vezi că încep să se miște cei din auditoriu, înseamnă că ori îți remodelezi discursul, ori schimbi tonalitatea, ori te oprești. Am văzut câțiva copii care n-au mai rezistat, au plecat, probabil la ore, merg să-și încheie situația școlară, poate fac parte din categoria celor care nu au nevoie de un 5 ca să promoveze. Înțelegem, nu ne supărăm. Ne supărăm pe cei care rămân în continuare cu telefoanele deschise. Domnul Lucian Vasile, vă rog. Domnul Vinut, cu precizare, ne străduim în adevăr să fim cât mai atenți cu fiecare autor și carte în parte, indiferent că e vorba de colecția Istoria Magistra Vitae, academicianul fost deținut politic Alexandru Zuc, sau de colecția Ulița Copilăriei, fost deținut politic Dumitru Bacariu, sau de colecția de poezie Cantos, Ovidiu Genaru Bacău, sau de alte colecții. Totdeauna am fost încântat de discursul oral și scris al domnului Teodor Praxiu. Îl rog încă o dată, dacă binevoiește, textul scris despre cartea lui Teodor Codreanu să apară la revista Scriptor. Revista are o circulație consistentă, inclusiv online, citită de fiul lui Daniel Dimitriu, regretatul Daniel Dimitriu, pregătind cartea Bacovia și Bacovia, Daniel Dimitriu, studiu tânărul Bogdan Crețu, da, Daniel Dimitriu, și atunci fiii lui, din, copiii lui din Noua Zeelandă și Australia, cu adevărat, vă vor citi textul dumneavoastră, domnule Teodor Praxiu, despre cartea lui Teodor Codreanu. Foarte aplicat și evident că acest, și acest volum și Teodor Codreanu în sine merită mult mai multe anotări, comentarii. Dar nu am vrut să fim condensați, să nu încurcăm prea mult programul Ligelu, că e creștin și el și are și un mare eveniment în familie, mai pe sală, așa. Să mai spun domnilor profesori, că îl salut și eu pe domnul profesor Marin, ne știm în vremurile juniniste muzeale de la Casa Pogor, când își lua copiii de la școală de la Vaslui și aducea să-l vadă junimea ieșană în varianta Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Nicolae Gane, Teodor Rosete, Petre Pecar și mă opresc. Și se spune că Vasluiul contemporan are trei mari autori, contemporani, repet, din cei care trăiesc. Eu și glumesc, când trec cu trenul de la, despre Bârlad spre Iași, salut de trei ori Vasluiu. În numele doamnei Elvira Sorohan, profesor universitar Iași, vasluian, că jet de jet, Duduca la Vaslui, mai spune noi glumeni de stilul convorbirilor literare, Nicolae Busliuc, fost director de bibliotecă județeană Gherghe Asachi și un tânăr care a plecat în brațe cu pruncul, Poleacă mai înainte, Corneliu Drăgan, apropo de draganiada literaturii române, ea continuă. Prin urmare, Vasluiu, contemporan, înseamnă dumneavoastră, dar și cei trei autori și, repet, noi cu Bârladu, Stentache, Ianche și Cadâr, Vasluiu, Elvira Sorohan, Nicolae Busioc, Cornelius Drăgan. Nu mai vorbesc de Huși. Un supliment, da, părintele Mina Dumnezeu și tatăl meu care a făcut seminarul la Huși, mai vedem noi, Costache Olereanu, dar ne oprim că e rândul lui Teodor. Domnule profesor Praxiu, și un catalog al editurii și mine. Vă îmbrățișăm. Scuze cel vostru. Ați observat că deja domnul profesor Teodor Codreanu a avut o intervenție scurtă doar pentru a purta câteva aspecte. Voiam să vă semnalez faptul că în sală, cu discreție aparte, un om care apreciază ceea ce se întâmplă în instituțiile de cultură, un om care sprijină instituțiile de cultură, un om care a citit nu mult, ci foarte mult și care înțelege ce rol frumos are biblioteca, domnul profesor Vasile Mariciu, vicepreședinte al Consiliului Județean, care a vrut doar să fie un degustător de cultură. Domnul profesor Curan. Despre cartea
partea mea, mai ales această prezentare bogată, da, a cărții, cu referințe și la celelalte cărțile mele despre Eminescu. Vreau să vă spun că frumusețea acestei colecții te îmbină la, sau îmbogățește la lectură. Eu dacă mă uit la o carte mai puțin arătoasă, parcă n-aș citi-o așa. De pildă, în ianuarie anul acesta mi-au apărut două cărți, aceasta de la Junimea și o carte despre un ilustru poet basarabean mai puțin cunoscut în țară. Este vorba de Victor Tereucă, supranumit și un Nicita Stănescu al Basarabiei, da? O carte a mea, În oglinzile lui Victor Tereucă, apărută chiar în țară la o editură din București, Literatura. Și da. Și pentru că Lucian Vasiliu mi-a făcut un dar, o carte a lui Valentin Coșereanu, îi fac și eu cadou această carte despre Victor Tereucă. Așa suntem la așa televiziunea. Da, păi ne dăm din produse proprii. Ar trebui să spunem că și cei care se îngrijesc să facă frumoase cărțile trebuie amintiți. Grafica acestei colecții aparține altui vârnădean, Vasilian Doboș. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru harul său de grafician și de autor de colecție. Să mai spun că legăturile mele cu editura Junimea sunt vechi, că debutul meu în volum propriu-zis nu este cel din 1984, ci cu romanul Marele Zid din 1981 la editura Junimea. Între cele 10 cărțile mele despre Eminescu, trebuie să spun că 3 au apărut la editura Junimea. 2 au fost aici prezentate, Basarabia Eminesciană și încă una, Mitul Eminescu, editată pe când era director Cezar Ivănescu. De altfel, Cezar Ivănescu, deschis către ceea ce numim astăzi transdisciplinaritate, a inițiat o colecție specială la Junimea, Ananta Studii Transdisciplinare, sub oblăduirea academicianului Basarab Nicolescu. Și să spun că eu am inaugurat această colecție la editura Junimea, pe atunci păstorită de Traian, nu de Traian, de Tiberiu Brăilean, care mi-a părăsit cu câțiva ani în urmă, soțul eminentei universitare și Simona Modreanu. Cartea aceea se numea Transmodernism, o noutate în cultura românească. Cât privește aceste fragmente despre Eminescu, ele sau cartea s-a născut fără a o proiecta. În caietele mele de însemnări sunt multe fulgurații, cum ne-am mai zis eu, despre Eminescu. Și dintre 1964 până în 2005, iată, s-a născut această carte neplanificată. A intuit bine Teodor Praxiu că din 2005 până în momentul de față mai e material pentru încă o carte, adică pentru volumul al doilea. Cartea aceasta are un mare avantaj față de celelalte cărți ale mele despre Eminescu. Ea poate fi citită de plăcere, ca să zic așa, de oriunde vreți. De la început, de la sfârșit, de la mijloc.
toate aceste însemnări, având spontaneitatea necesară, pot fi o lectură mai plăcută, mai incitantă, poate, decât cărțile cu sistem ale mele despre Eminescu. Dar vreau să spun că împărtășesc același punct de vedere cu al lui Teodor Praxiu, că aceste însemnări capătă altă dimensiune în momentul când cititorul este în cunoștință de cauză asupra celorlalte cărți ale mele despre Eminescu. Într-un fel, în toate cărțile mele există și ceva din Eminescu. Citiți, de pildă, A doua schimbare la față. În mod axial, această carte este una eminesciană. De altfel, cel care se îmbolnăvește de Eminescu, între ghilimele, nu poate fi, într-adevăr, decât în această descendență eminesciană. Și convingerea mea e că oricare mare spirit românesc care n-a trecut și prin Eminescu sau nu este un produs eminescian, poate că nu este atât de reprezentativ pentru universul nostru spiritual. Așadar, nu știu dacă domnul Atmanu a adus și pentru năzare acolo. Da. Eu nu vreau să mai ocup timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet că ați venit aici să ne întâlnim și să convorbim despre Eminescu și vă doresc să fiți și dumneavoastră o cutime măcar de eminescieni. Așa cum un eminescian, așa s-a dovedit în zilele acestea ale festivalului Grigore Vieru, două zile la Chișinău, două la Iași, încă se mai desfășoară și astăzi festivalul Grigore Vieru. Vieru a făcut un legământ, chiar așa se numește poezia lui, un legământ cu Eminescu. Și acest legământ a făcut posibilă vigoarea nativă a poetului Grigore Vieru. Și fiindcă tot spunea Teodor Praxiu că eu sunt un alergător de cursă lungă, că fug în poate înainte altora, mi-amintesc de un cântec splendid pe versurile lui Grigore Vieru, auzit la Chișinău zilele trecute, fuga, fuga la Bunei, zice. Așadar, fuga mea este către Bunei, iar Bunelul principal este Eminescu. Vă mulțumesc! Așa se întâmplă de regulă, când cineva e pe planul 2, nici măcar nu mai observă singurătatea alergătorului de cursă lungă. În această cursă neobosită, în preajma domniei sale, chiar dacă poate nu a fost observat, a fost doamna Lina Codrean. Pentru că nu poți să realizezi lucrurile acestea dacă cineva nu ia din tot greul familiei. Și mai mult decât atât, nu poți să duci această cursă la bun sfârșit dacă cel care ți este sprijin nu înțelege ceea ce faci. Fiind tot dascăl, fiind un scriitor apreciat, fiind un om care înțelege ceea ce scrie Teodor Codreanu, în spatele acestui alergător
a fost și este Lina Codreanu, pentru care am toată prețuirea. Două cuvinte vă rog să îngăduiți din partea domnului dr. Lupu, care are o stimă aparte pentru scritura lui Teodor Codreanu și o dragoste nemăsurată pentru Eminescu. Mulțumesc, domnule director, și vreau să vă spun că particip la două lansare acestei minunate cărți, în care veți avea surpriză să găsiți plămada trăirilor, gândurilor și, dacă vreți, laboratorul în care, sau creuzetul în care ideile domnului Teodor Codreanu s-au promedit pentru a realiza această frescă, dacă vreți, a gândirii eminescene. Cu ocazia acelei lansări, care a avut loc pe 15 ianuarie în pavilionul Eminescu, de la Iași, într-un amfiteatru plin, domnul Teodor Codreanu ne-a oferit o carte cu un autograf extrem de onorant, care m-a și obligat. Aveam să-l lecturez cartea cu foarte multă atenție, îndemnat și de acest gest, și aveam să descoper un sincronism perfect în ceea ce gândea domnul profesor Codreanu și ceea ce simțeam eu prin scrierile care le-am avut până acum la îndemnul domnului Isar. Domnul Teodor Codreanu, o să vedeți acolo în cartea aceasta că este o anumită viziune asupra lui Eminescu. Nu este doar o abordare critică, rece. El privește omul ca un adevărat fenomen, într-o adevărată viziune și îmi pare bine să spun astăzi că m-am regăsit acolo. El vede în Eminescu nu numai poetul, gânditorul, ci și omul. Și aici este o chestiune extraordinar de importantă, pentru că majoritatea exegeților operelui Eminescu partizează sau dau dovadă de partizanat. Se așează într-o tabără sau ca funcție de modul cum îl percep sau a conjuncturii politice în care se află. Iată, de pildă, sunt care îl văd pe Eminescu ca un vizionar, alții îl văd ca un reacționar. Unii îl văd ca un progresist, alții îl văd ca un retrograd. Unii îl văd ca o producție eminesciană, ca fiind a unui om sănătos, așa cum îl vedea Slavic. De pildă, un adevărat, știu eu, urmaș al tatălui său, care era un mântuit om, sau Caragiale, care vrea ca o figură angelică. Și alții care văd producția eminesciană ca rezultatul unui om bolnav. Așa cum l-a perceput și Perpesicius de pildă, așa cum l-a perceput și Ibrăileanu și Macedonski și, din păcate, și Călinescu. Mi-a plăcut foarte mult că a pătruns foarte mult în gândirea, în gândirea călinesciană, pe care o găsește vulnerabilă. Pentru că Călinescu nu înțelege boala lui Călinescu și asta este partea vulnerabilă a operului Călinescu. Și, într-adevăr, așa este. Va mai mult, Teodor Codreanu afirmă că Eminescu a fost mai sănătos decât toți contemporanii săi. Afirmație extrem de adevărată, nu numai cu mici. Până în 1883, momentul fatidic pe care îl descrieți într-o carte și care a fost subliniat aici, pentru că însuși travalul creație eminescene și jurnalistică sa, nu văd o altă personalitate care să fie creată atât de mult într-un interval, atât de scurt, asta înseamnă, și o sănătate fizică foarte serioasă. Mai mult, în abordarea omului Eminescu, Teodor Codreanu nu se plasează pe o poziție fermă, într-o tabără sau altă, ci el judecă în egală măsură și pe unii și pe alții, aplicând o metodă care aparține aceea dublului referențial. Este o chestiune inovativă în critica literară, cred eu, ca nefiind în domeniu. Și ajunge la o concluzie la care însuși acecuză, a ajuns la vremea aceea. Că opera eminesciană, că este jurnalistică, că este poetică, că este proză, este una unitară. Spre deosebire de alții și chiar de Călinescu, care face o, știu eu, o dicotomie foarte exactă în ceea ce a semnat Eminescu ca poet și Eminescu ca jurnalist, ca să mă refer numai la asta. De aici și afirmațiile lui Călinescu sunt extrem de vulnerabile.
Aceasta l-a incitat pe Teodor Codreanu și se consideră că opera lui Ceaușescu este una vulnerabilă, așa cum și eu, citind opera lui Ceaușescu, am găsit-o de-a dreptul tendențioasă. Când se referă mai ales în gazetare... Nu, să nu fim nedrepti cu Călinescu. Nu trebuie. Călinescu este extraordinar. Nu, absolut, absolut. Concluzia aceea... Numai că aici, da, numai că aici este o mică problemă, domnul profesor. Iorga spunea la un moment dat, așa, zice, zice, ca o opinie să devină un fapt de cultură, el trebuie să aibă girul domeniului de preferință. Păi aici este greșeală de trăimist. N-a ținut cont de domeniul de preferință. Nu intru în detalii pentru că este prea mult și am să trec cât se poate de repede. E vorba cu de preferința psihiatrică. Da, îl trec peste asta, o să discutăm în particular, dacă vreți. Dar este păcat că alături de coroana, dacă vreți, a geniului, cu luna geniului, Călinescu i-a pus și stigmatul rușinii de frânta Călinescu. Aici este durerea. Mi-a făcut plăcere să constat la Teodor Codreanu, găsește opera lui cu un adevărat filon religios care o străpunge de la un capăt la altul. Vreau să vă spun că pe data de 8 și 9 mai, la un seminar de teologie și medicină și teologie ortodoxă de la Bistrița, Alex Ștefănescu a venit cu o prelegere, un discurs extraordinar acolo, apropo de religiositatea creației eminiscene. M-am regăsit în discursul lui, am avut și o întâlnire foarte amabilă apropo de cartea pe care l-ați prefațat-o dumneavoastră, probabil la nici în pace. Dincolo de asta, dincolo de faptul că opera lui Codreanu, Teodor Codreanu, este una care poate fi urmărită în această carte, îi sugerez ca să-și continuă jurnalul, pentru că din 2005 până astăzi, Teodor Codreanu a produs în domeniul eminiscean foarte mult și opere capitale. Vă felicit, domnul profesor, și vă doresc succes! Totuși, expresia, din păcate, George Călinescu a greșit, nu-i corect. O greșeală scuzată. Eu am să încheie într-o altă notă întâlnirea noastră de astăzi, cu două epigrame. Două distihe. Două distihe. Cei prezenți în sală văd cu tot Firescu. Azi, când spui Codreanu, spui și Eminescu. Domnului Lupu, mă vedeam și eu în sinea mea, lucrul schimbă părul, dar mi-a luat bubar. Îmi cer scuze că nu am lăsat chiar pentru momentul de final aceste două gânduri ale lui Ion Tudărașcu. Vă rog să-mi îngăduiți să mai dau un minut unui prieten bun al cărții, domnul profesor Marin. Da, un minut. În afara minutului, trebuie să știți că Gheluțul s-a bufnat când nu i-am făcut semn că vreau și eu vorbe. Nu vreau vorbe, vreau numai să vă spun că exact astăzi, două săptămâni, a fost omagiu cărții și culturii vascuiene, că acum câteva săptămâni a apărut această revistă pe care o pomenesc Cristin și Doru Aspeți, și că, mă rog, la omagiul ăsta al cărții și culturii vascuiene, am invitat pe toți acei care au vrut să vină. Nu au venit decât din mai multe orașe și județe și din București, vreo 41 de oameni. Cert este că semnalez cu bucurie această reușită a noastră. Alta este aceasta, care la numărul 9 are 333 de colaboratori, 73 străini, se duce în 4 continente și vreo 23 de capitale, 520 de locuri în România. Sigur că fiecare ne putem prezenta. Am venit însă să-l susțin pe Teodor Codreanu, alt prieten bun al sufletului meu, mai mult al meu decât eu al lui, pentru că am credut și mai cred întotdeauna că noi toți trebuie să avem modele și dacă avem bafta unui model adevărat, atunci e bine să-l susținem. Așa am făcut.
Mulțumim tare mult, domnul profesor. Sper că ați înțeles. Încercăm să ne încadrăm totuși într-un anumit. Vreau ca să vă mulțumesc tare mult pentru prezență și să vă invit săptămâna viitoare, luni la ora 14, la o întâlnire cu istoricul ieșan Florin Cântec, cu o temă extraordinar de frumoasă. Iliade și America. Dacă aveți plăcerea și doriți să fiți alături de noi, ne vom revedea în această sală la ora 14. Iar joi, de la ora 17, este prima ședință a Cenacului Literar pe care l-am înființat sub umbrela Bibliotecii Județene, cenacul la care sunt invitați toți creatorii, mai puțin membrii ai Uniunii Scriitorilor, care vor fi invitați din când în când să își prezinte un punct de vedere. Vă mulțumim tuturor, gânduri bune și aștept să ne revedem!